Aici suntem în Pipera, în fața casei părinților mei. Și motivul pentru care am ales să venim aici este pentru că în această casă mi-a venit prima dată ideea unui kepeng culisant pe două axe, în 2004. Haideți să vedem! Spuneam că în 2004 mi-a venit prima dată ideea unui kepeng culisant pe două axe. Era o idee care mi-a venit pentru această intrare în Beci. Părinții mei la vremea respectivă nu au înțeles foarte bine ce vroiam eu să spun cu o ușă care să se ridice, care să coboare și să se retragă sub placă. Și nu m-au luat în serios. Au zis că nu, că sunt idei de ale mele. Într-un final, tatăl meu a ales cea mai bună soluție pentru vremea respectivă. A fost o soluție estetică, să zicem, pentru că a făcut un kepeng artizanal, batant, pe care s-a montat gresie într-un final. Gresia de pe kepeng este aproape la același nivel cu gresia de pe parduseală și nu pot să zic că arată rău. În afară de faptul că sunt expuse acele balamale, se văd două rame metalice una lângă alta, care nu arată bine deloc, dar mai este acest mâner necesar pentru a putea ridica ușa. Și cea mai neplăcută situație este că ușa asta e foarte grea. Tragi de ea cu toți mușchii ca să o ridici. Și se ridică. Și gata. Ăsta este accesul în Beci. Aș lua în discuție 5 aspecte pe care o persoană care dorește să își monteze un kepeng trebuie să le aibă în vedere. Primul aspect pe care noi punem cel mai mare accent este legat de siguranța în exploatare. Dacă vorbim de un kepeng de acest fel artizanal, fie că este manual sau automatizat, presupune niște riscuri destul de mari. Acesta manual este foarte greu. Ați observat că ușa asta e extraordinar de grea. Te poți dezechilibra, se poate întâmpla ceva și să-ți cadă peste picior. Dacă a căzut ușa asta pe picior, face o rană semnificativă. Se pot juca copii și se pot accidenta cu astfel de uși. Toate soluțiile automatizate propuse de Hebeltec sunt pline de senzori. Au senzori pentru tot felul de situații, inclusiv pentru aceasta în care ușa s-ar putea închide peste un picior. Un al doilea aspect pe care doresc să-l menționez ține tot de faptul că aceste uși sunt foarte grele. În cazul părinților mei, ușa aceasta rămâne deschisă, pentru că ei au o vârstă și nu mai au puterea să o ridice și să o închidă și să o deschidă de câte ori doresc să coboare în cămară, pentru că jos este cămară. Rămânând deschisă, mama mea nu este foarte bucuroasă cu felul în care arată această ușă, dar are o soluție. O maschează întotdeauna cu o masă. Și aceasta a rezolvat problema. Însă, rămâne o altă problemă, faptul că această ușă este tot timpul deschisă și poate să vină oricând o persoană, un musafir neatent și să ajungă repede la subsol. O a treia situație pe care o punctez ține de scările pe care se face accesul la subsol. Există o multitudine de situații la clienți, sunt goluri cu o lungime mai mare decupate în placă sau cu o lungime mai mică. În cazul unor decupaje de această dimensiune, este necesar să se monteze acest tip de scară. Tatăl meu, la vremea respectivă, a ales cel mai bun model de scară posibil pentru acest kepeng. De ce? Pentru că îmi permite, pe o pantă destul de abruptă, să pun aproape toată talpa piciorului pe fiecare treaptă și să cobor în siguranță. Acesta este un model de scară care nu este foarte cunoscut. Pe această înclinație, dacă s-ar folosi trepte convenționale, spațiul pe care a mai putea pune piciorul ar fi doar acesta, practic doar călcâiul. Și de multe ori am observat în casele clienților scări cu trepte convenționale foarte abrupte, pe care este fix această porțiune unde poți să pui doar călcâiul și sunt foarte riscante în exploatare, pentru că dacă aluneca călcâiul, te oprești fix jos. Doresc să vin în ajutorul persoanelor care își construiesc acum casele. Se întâmplă destul de frecvent să fiu contactat de persoane care tocmai au terminat de construit casa și
mă sună spunându-mi că își doresc foarte mult un chepe înculisant pe două axe, care într-adevăr este cel mai dorit de clienții noștri și cel mai elegant. Însă au un gol de cupat în placă de această dimensiune, de 90 pe 1 metru, cel mult. Acel tip de kepeng are nevoie de un decupaj în placă mult mai mare, de 2,30 m lungime cu 90 de centimetri lățime. Iar pe acest tip de gol nu poate fi montat. Acum, chiar dacă s-a ajuns la acest nivel, se poate decupa placa, se mai poate sparge în placă. Dacă își doresc foarte mult kepengul culisant pe două axe. Însă nivelul de deranj va fi semnificativ. Un alt aspect pe care vreau să-l menționez este că suntem în 2021. Acest tip de soluție nu știu exact din ce an vine, dar pe soluțiile noastre, cel puțin, oferim posibilitatea de a apăsa un buton pe perete ca să se deschidă această trapă sau o telecomandă de pe care să se deschidă această treaptă sau conectarea la sistemul de casă inteligent cu KNX și puteți deschide trapele sau kepengurile dumneavoastră din tabletă, din telefon, de la distanță, de oriunde, sau vă puteți asigura de la distanță că ușa este închisă. Sunt bucuros că am venit aici și am putut să vă arăt de unde mi-a venit prima dată ideea unui kepeng culisant pe două axe, în 2004. Însă, atunci nu am putut să o pun în practică. Abia 10 ani mai târziu, în 2014, am întâlnit contextul potrivit pentru a pune în practic o idee similară. Aceea a fost soluția pe care am conceput-o pentru accesul la mansarda acelei case. A fost un kepeng culisant pe o singură axă, nu pe două axe. Mesajul nostru sau ca produsele noastre să ajungă în atenția arhitecților și să fie implementate în proiecte din faza de schiță pe hârtie. Astfel vor putea fi montate cele mai bune soluții de kepeng pentru cei care își fac case cu beci sau cu mansardă sau cu cramă.